Ваше генерал, bine ați venit! Trebuie să raportez, situația deosebit de gravă! Aș prefera să aud că este sub control! A fost informat că mântul candidat arestarea preotului catolic s-a pornit Răzmerița. Gărzile parohiale au tras clopotele, au dat alarma. Ce măsuri ați luat, capitane? Dragi general, raportez, defensive! Aștept ordinul dumneavoastră. Ce noi ordine mai vreți, lașilor? Doar n-ați venit aici să faceți plajă. Curtea marțială vă mănâncă pe toți. Am avut eu de-a face cu alții și mai și. Zageți în ei cu tot armamentul greu din dotare. Tovarășe general, raportez. Sunt numai femei și copii. Bărbații au dispărut toți ca prin farmec. Nu avem voie, nu avem permisia, tovarășe general, să tragem în femei și copii. Am fost pe front împreună. Acum știam cine este inamicul. Dar aici, tragem în femei și copii. Dăm de bilea, tovarășe general. Ochii pe noi și tu te tem de niște cațințe înflorate, de niște cămăși care bocesc. Trebuie să dăm un exemplu hotărât tuturor fanaticilor și religioși. Țageți-ne cu tot armamentul greu din dotare. Vă general, raportez, satul este înconjurat de soldați. Tot este pus la punct, dar trebuie să fie mai complicată când ne-am așteptat. Vă general, raportez, o să dăm de belea. Incompetentule! Soldat, comanda la mine! Foc de avertisment! Foc! Câinilor! Nu trageți! Bandiților! Aduceți toate armele de foc și lăsați organele statului competente să-și facă datoria! Măgelele alea colorate pe care le atârnă. Ce ridică gloata aia de femei de acolo? Dragi general, raportez. Astea sunt armele lor, sunt rozariile. Poate să se roagă ei. Ce facem? La picior, an! Băi, oameni buni, adică femei, ce vreți? Să nu mă arestați și să le eliberați pe episcopul nostru, Turcovici. Dar episcopul vostru e prietenul nostru. Uitați-l, a venit cu mine în mașină. Venerabilul Marcu Glasă. Nu acesta este episcopul nostru pe care îl știm. Episcopul nostru este Turcovici. Turcovici! 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 Oameni buni! Nu mă nenorociți. Mai am 2 săptămâni și plec în concediu. Hai, duceți-vă la casele voastre și rezolvăm noi totul. Turcovici! Oameni buni, fiți de înțeles, mă băgați în belea!